Ocazia să o întâlnesc și să o cunosc pe cea care a fost Mihaela Runceanu. Am împărtășit gânduri cu ea și am avut darul de la Dumnezeu de a cânta pe aceeași scenă. Puștoaică fiind pe atunci, o admiram și mă bucuram de tot ceea ce auzeam. A fost parte din coloana sonoră a adolescenței mele, cântecul Clipe ce dor, cântec scris de Eugen Mihaescu. Viața a vrut ca apoi să-l întâlnesc și pe Eugen Mihaescu și cu el să realizez primul meu disc.